Personalul medical nevaccinat împotriva COVID-19 din spitale publice sau private, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a Inspectoratului de Aviație, de pe avioanele și elicopterele SMURD, a Ministerului de Interne, inclusiv din instituțiile subordonate, ar urma să fie obligați să se testeze pe cheltuiala proprie, prevede un proiect de lege publicat luni în dezbatere publică de către Ministerul Sănătății. Practic, toți acești angajați trebuie să prezinte la locul de muncă certificatul verde COVID-19, care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea. Cei care nu s-au vaccinat și nici nu au trecut recent prin boală au alternativa testării pe banii lor. Sunt implementate, așa cum știți, în Italia, în Franța, în Statele Unite. Există mai multe state care au luat această măsură, o măsură dură. Există discuții legate de plata testelor obligatorii care trebuie efectuate. În momentul în care se va lua o decizie la vârf, bineînțeles că se va implementa la nivelul întregii țări. Proiectul de lege mai prevede că în instituțiile unde aceste prevederi nu sunt respectate, conducerea va fi amendată, dar și că sunt exceptate de la vaccinarea obligatorie persoanele care aduc o dovadă medicală de contraindicație pentru procedura de imunizare de acest tip. În expunerea de motive a actului normativ se arată că se propun aceste măsuri pentru a proteja pacienții de riscul de infectare cu SARS-CoV-2 și pentru a menține starea de sănătate a personalului și funcționarea la parametri adecvați a sistemului medical. Ministrul Sănătății dorește promovarea actului normativ în regim de urgență, iar proiectul de lege va merge în Parlament după ce va fi aprobat de guvern. În cazul în care va trece de Parlament, proiectul de act normativ va deveni lege la 10 zile după publicarea în Monitorul Oficial.